administrația publică locală este foarte importantă în orice țară, nu doar în România. Asta e menționată și în Cartea Europeană. Noi considerăm faptul că în Uniunea Europeană minimul pe administrația locală este de 30%, considerăm că și în România trebuie să fie măcar pe partea de, măcar în zona de minim, adică o treime din buget. O treime din buget, ca să fie treaba clară. Primarii susțin că în momentul de față banii care merg către administrația locală au o pondere de până la 20% din buget, în condițiile în care au scăzut anul trecut cotele defalcate din impozitul pe venit, odată cu diminuarea acestuia de la 16% la 10%, fără ca bugetele administrațiilor locale să fie completate altfel până la nivelul anului 2017. Pentru Suceava asta înseamnă o pierdere de 5 milioane de euro. Sunt primării în țară care a pierdut mai mult decât noi, le dea exemplu domnul Boc la Cluj 28 de milioane de euro, domnul Falcă la Arad 16 milioane de euro. Noi am pierdut la Suceava efectiv 5.098.626 de euro comparativ anul 2018 cu anul 2017. Și sigur că noi am cerut să ne se dea acești bani la nivelul anului 2017. S-a făcut calcul de către reprezentanța ai guvernului. Și ca să nu pierdem nimic la nivelul anului 2017, trebuia să ne se repartizeze 66,8%. Pe surse a apărut că ne se va da 45-50%. De aceea noi am hotărât foarte ferm în cursul zilei de ieri să aplicăm principiul european. În Uniunea Europeană, autorităților locale se dă 30% din buget. În ultima țară din Uniunea Europeană, membra Uniunii Europene, suma care se dă la autorități locale e 30% din bugetul țării, din bugetul național. La noi nu ajunge nici măcar la 20%. Anul trecut toate comunitățile locale au pierdut bani, absolut toate comunitățile, că este vorba despre comune, despre orașe mici, despre municipii. Anul trecut ni s-a promis de către guvern că se va recupera aceste sume pierdute anul trecut în mod experimental și că va fi o abordare mult mai constructivă și europeană în alcătuirea bugetului de stat pentru acest an. Am adus aminte noi toți, cei care am luat cuvântul, în legătură cu promisiunea de anul trecut și sperăm să se țină cont de acest lucru, mai ales având în vedere faptul că domnul ministru de Finanțe a început expozeul în fața noastră, spunând că anul acesta este un an al investițiilor pentru guvern, ceea ce am aplaudat cu toții și am adăugat faptul că și pentru toate comunitățile locale, deci și pentru primării și consilii județene, este tot în continuare un an al investițiilor pe care dorim să le ducem la bun sfârșit, pentru că anul trecut au fost amputate multe investiții, mai mari sau mai mici, în funcție de mărimea comunității și aș adăuga la acest lucru și de furcile caudine ale legii achizițiilor publice, care în continuare, deși modificată, creează foarte mari probleme. Mesajul Asociației Municipiilor din România pentru a convinge guvernul să propună un buget echitabil pentru administrațiile locale face apel și la descentralizarea care s-a produs în ultimii ani pe bugetul primăriilor. Primăriile sunt cele care răspund de școli și de spitale, chiar dacă există și Ministerul Sănătății, sunt spitale și în administrarea primăriilor sau consiliilor județene. De asemenea, tot ce înseamnă lucrări publice, este vorba despre infrastructură, despre investiții, despre locuințe sociale, practic despre salubritate, sunt atribuții pe care le avem și care decurg din legislația în vigoare și chiar a spus un coleg de-al nostru, dacă se taie bani, atunci să se mai recurgă și la o diminuare a atribuțiilor, atunci să le preia guvernul. Dacă guvernul respectă legislația în vigoare și atribuțiile pe care le au, practic, primăriile și consiliile județene, atunci trebuie să aloce un buget substanțial. Și la Suceava este valabil. De-a lungul vremii s-au făcut aceste acțiuni de descentralizare, ne s-au dat atribuții noi, pe linii de învățământ, pe linii de medicină școlară, evidența populației și alte atribuții la primării. Bugetele n-au mai venit și în loc să să vină bani, ni se iau. De aceea, foarte mulți primari din țară și vă spun, nici la noi situația nu e foarte roz, vă spun că noi avem noroc că totuși în acest an putem demara proiecte de investiții, că avem acei bani din credit care noi am folosit, dar altfel e foarte greu. Sunt primării care nu mai au bani de investiții, deci după aceea acopere activitatea de funcționare, nu se mai rămâne niciun euro de investiții. Prim vicepreședinte al AMR și primar al municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a anunțat chiar proteste din partea reprezentanților municipiilor din România la guvern. Noi ne batem astăzi ca o parte din banii pe care îi produc comunitățile să rămână pe plan local. Este regretabil că cifrele noastre nu bat cu cifrele ministrului de finanțe.
cum să spui în fața dumneavoastră că nouă ne-au crescut veniturile în 2018, când noi știm și toți au vorbit de aici de marile pierderi? Cum astăzi discuți că în legea bugetului nu ai deja cifrele? Și dacă punctul nostru de vedere nu va fi aprobat, imediat ne vom deplasa în fața guvernului ca protest în numele cetățenilor din România. Pentru că noi reprezentăm cetățenii din România și banii nu se iau de la primar sau de la primărie, se iau de la oamenii care doresc dezvoltare. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri nu s-a aflat proiectul bugetului de stat pentru anul 2019.